Bună dimineața! De ce credeți că s-au întâmplat lucrurile așa aseară și de ce credeți că s-a cerut un punct de vedere de la Direcția Națională Anticorupție, care până la urmă a fost în van pentru că oricum s-au adoptat ordonanțele aseară? Mi este foarte greu să explic în ce a constat urgența, că în toiul nopții, din cele 440 de articole ale codului penal, să fie modificat un număr de 4 articole peste noapte. În ceea ce privește punctul de vedere, vă spune că noi și pe proiectul inițial am transmis punctul de vedere, am făcut observații. De săptămâna trecută am tot explicat și în spațiul public, dar și prin activități instituționale, care sunt efectele adoptării unor astfel de modificări. Chiar ieri am făcut o ultimă evaluare. Aseară mi s-a cerut un punct de vedere pe un proiect de ordonanță de urgență și în timp ce scriam punctul de vedere, de fapt, el a fost adoptat în condițiile în care am văzut cu toți că a fost adoptat. Sărut mâna, doamna procuror, Adelin Petrișor, sunt. Aveți niște estimări câte dosare sunt în pericol, dosare pe care le instrumentați acum, sunt în pericol la DNA? Da, chiar acum la 10:30 am convocat o ședință a Colegiului de Conducere, la care vor participa toți procurorii cu funcție de conducere din structura centrală. Am consultat și colegii din structura teritorială și vom face o evaluare asupra riscurilor și efectelor care vor avea loc asupra activității de DNA prin intrarea în vigoare a acestor modificări legislative. În mare, pot să vă spun că în acest moment, la nivelul DNA, avem în investigare peste 2150 de dosare care au ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu. În ultimii 3 ani, DNA a trimis în judecată peste 1170 de persoane fizice și peste 30 de persoane juridice care au săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, iar în aceste dosare, în 3 ani, prejudiciul stabilit în aceste cauze a fost de peste 1 miliard de euro. Deci, această ordonanță va produce efecte asupra dosarelor care sunt în investigare, asupra dosarelor care sunt în curs de judecată, atât din perspectiva stabilirii unei răspunderi penale, dar mai ales din perspectiva nerecuperării prejudiciului pentru situațiile în care fapta este dezincriminată sau modificările care au fost aduse vor duce la o încetare a proceselor. Doamna procuror, dacă cifrele sunt așa de mari, vorbiți de un prejudiciu peste 1 miliard, vorbiți de mii de persoane, pachetul general a dat și el un comunicat ieri la fel, vorbea de mii de persoane, de vreo 200 de milioane de euro, peste 200 de milioane de euro prejudiciu. Cum credeți că s-ar putea explica voința executivului de a scădea maximum de la 7 ani la 3 ani pentru abuz în serviciu? Când e clar că aveți un fenomen, vă luptați cu foarte multe cazuri de genul ăsta. Aceste modificări vor afecta în mod grav lupta împotriva corupției, care tinde să devină irelevantă. Și consecințele acestor acte se vor reflecta, în primul rând, prin aceea că aceste modificări urmărește exonerarea de răspundere penală a tuturor funcționarilor publici de rang înalt și mediu, membrii Parlamentului, membrii Guvernului, membrii ai organelor administrative locale, cei care sunt abilitați să emite, să aprobe sau să adopte legi, decrete, ordonanțe de guvern, regulamente, ordine de ministri. E foarte greu de explicat de ce din tot codul penal, din toate dispozițiile codului de procedură penală, legiuitorul, guvernul, a modificat doar aceste infracțiuni care au un impact doar asupra unei categorii de persoane. Infracțiunea de abuz în serviciu, neglijența în serviciu și conflictul de interese se pot comite doar de persoane care dețin funcții în instituțiile publice. Deciziile Curții Constituționale nu vorbesc nimic de favorizarea infractorului, nu vorbesc nimic de abuzul în serviciu săvârșit prin emiterea, adoptarea sau aprobarea unor acte normative. Deciziile Curții Constituționale nu fac niciun fel de referire la pedeapsă. Limita de pedeapsă se duce la 7 ani, la 3 ani. Acest lucru va avea un impact major asupra termenului de prescripție, care se reduce în mod evident. Există posibilitatea ca unele persoane să scape de răspundere penală, tocmai pentru că acest termen a fost redus. Ați vorbit de aseară până astăzi, ați reușit să vorbiți cu ministrul Florin Iordache?
Nu, nu am vorbit, pentru că și anterior ne-am primit puncte de vedere, am constatat că acestea nu au fost luate în considerare, n-am avut dialog instituțional cu Procurorul General, cu Consiliul Superior al Magistraturii, am continuat acest dialog instituțional și aseară și azi dimineață, dar cu Ministrul Justiției nu am vorbit. Față de ce ați văzut inițial și de ce s-a adoptat, ați identificat modificări? Ați reușit să verificați? Puteți repeta, că n-am auzit întrebarea. Față de ce ați văzut inițial și ce s-a adoptat, au intervenit ceva modificări? Ați reușit să identificați ceva modificări? Față de proiectul inițial sunt anumite modificări. Nu sunt modificări față de proiectul pe care l-am primit în cursul serii. Au fost adăugate elemente noi care vor limita posibilitățile de investigare în cazul infracțiunii de abuz în serviciu. Au fost introduse două dispoziții care absolvă de orice răspundere penală favorizarea infractorului sau abuzul în serviciu comis în cadrul procedurii de emitere, aprobare sau adoptare a unor acte normative. Sunt modificări care, practic, vor îngreuna lupta anticorupție, dar nicio modificare care să ajute în investigații. Doamna procuror, ce relevanță are păstrarea acelui prag de 200.000 de lei în judecarea pericolului social? Unii pot fi trași la răspundere penal, cei care au o pagubă mai mare de 200.000 de lei, cei care au până în 200.000 de lei, de ce nu reprezintă și ei pericol social? Acest lucru cred că trebuie să răspundă guvernul care a adoptat modificarea. Ca să fiu foarte explicită, cred că mai bine am să dau un exemplu concret. Haideți să luăm situația unui manager de spital care are un buget de 3 miliarde de lei și trebuie să cumpere medicamente. Acesta va putea împărți suma totală în mai multe sume mici, sub 200.000 de lei, va putea să încredințeze contractul cui dorește, în ce condiții dorește, prin licitație, fără licitație, prin încredințare directă familiei, prietenilor, firmei, apropiaților, la ce prețuri dorește, chiar și supraevaluate, pentru că nu va putea fi cercetat pentru o astfel de infracțiune de abuz în serviciu dacă prejudiciul este sub 200.000 de lei. Este un exemplu care ne arată că este o dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu și care avea un impact major asupra modului în care se vor cheltui banii publici.